ianuarie încolo. Nu, nu, 5 noiembrie. 5 noiembrie. Merge repede, știi cum e. Primul termen e mai greu, după aia merge repede, da. Și dosarul e în felul următor. La un moment dat, în 2001, acest teren cutezător era într-o paragină. Și l-a preluat din un pescar. Eu vă spun ce mi-a spus el. Acum da, eu nu pot să... Da, nu știm dacă... Cum l-a preluat așa... Era, domne, iau, vă arăt pozele, vă arăt fotografia, era într-o paragină, l-am preluat, am... Cum sfințește locul? Cum se zice, cum e vorba a românilor. Și l-am preluat sub următoarea înțelegere. 10% din încasări dau statului. Era această înțelegere, da, zeciuiala. Zeciuiala către stat. 10% din încasări dau statului. După 3 ani a venit REAPPSU și a preluat el lucrurile acolo și i-a propus lui Dinu Pescariu, REAPPSU i-a propus, domne, pe acel teren trebuie să plătești chirie 9.000 de euro pe lună. Zice, băi, atâta mi-au propus, atât. Eu puteam să fiu de acord sau puteam să nu fiu de acord. Într-adevăr, suprafața este mult mai mare, adică este destul de amplă pentru 9.000 de euro, 9.000 de euro pe lună, pare cam puțin. În fine, aici intervine acest Mihnea Costoiu, subordonatul care i-a prelungit până în 2034. Să nu puțin la acest Mihnea Costoiu, de parcă ar fi apărut un nume din senin. Mihnea Costoiu a fost ministru, a fost ministru cercetării, a fost secretar de stat, a fost rector Universității Politehnica București. Un tip respectabil, îi zice lumea domnul ministru. Cunoscut. Îi se adresează lumea cu domnul ministru. Până moare domnul ministru. Deci nu este acest Mihnea Costoiu, este acel Mihnea Costoiu. Unul dintre, din garnitura tânără a PSD făcea parte, a intrat ca tehnocrat, apoi s-a înscris în partid, cum e prea normal și firesc, să nu știe doamna Cati Andronescu dacă e semnătura domniei sale sau a domnului Mihnea Costoiu. Așa de mult să semene plastografia cu originalul? Și se pune problema dacă nu este semnătura domniei sale, deci și este a lui Mihnea Costoiu. Da, păi e secretar de stat. Secretar de stat. A cutezat la cutezătorii. Dar eu întreb de ce n-a semnat chiar dânsa. Adică dânsa nu știe ce se întâmplă. Poate să-și aflat de la noi de la B1 TV. Dar nu întâmplător o cheamă Abraham Burica pe atunci, înseamnă. Nu știu, mă gândesc. Nu știu, îmi pun problema. Noi între timp o sună și pe doamna doamna Andronescu. Nu sunăm, dar nu sunăm degeaua, poate ne răspunde domnul Costoiu. Pe telefonul doamnei Cati Andronescu. Poate mai vrea să afle ceva de la B1 TV, doamna Andronescu. Nu știu, ar putea să mai afle. Bun, deci în 2009 se face această prelungire sub semnătura domnului Costoiu sau a doamnei Andronescu, așa, pe 25 de ani. Și pe această sumă despre care se vorbește acum, 9.000 de dolari probabil pe lună, plus, atenție, asta mi-a spus Dinu Pescariu. De valută. Asta mi-a spus Dinu, acum nu am cum să... Minte el, minte și tu. Te rog. Zice așa, că statul primește în schimb și 400.000 de euro beneficii, în sensul că îi se dau tot felul de servicii statului român. Păi nu știu, așa spune. Dacă n-a stat, n-are statul român servicii, trebuie să-i dea pe euro, da. 400.000 de euro. Nu sunt de aici, nu sunt de acolo. Da, pentru că în acest moment prejudiciul este următorul. Lasă-mă că nu facem noi telejustiție. Ți s-a părut timorată doamna Andronescu astăzi la DNA? S-a părut speriat? Dar e tot timpul când ajunge într-un context de genul ăsta, intră într-un timp de timorare și eu vă zic sincer, mie imaginea asta mi-o transmite doamna Andronescu, domne, nu e vinovată. Deci orice, în orice situație îi pună pe doamna ca... Nu sunt, domne, eram acolo prima în zonă... Dată când o văd. Prima dată... Eram întâmplător ministru educației. Parcă am fost, nu mai știu sigur să vă spun, poate a fost domnul Costoiu. Nu se mai știe exact, dar tot timpul pare așa, într-o situație suspectă. Dar domnul Costoiu era un punct de vedere? Adică noi tot vorbim de plastografia domnului Costoiu, dar a vorbit cineva cu domnul Costoiu? N-a apărut. Acum mi-a venit ideea. N-a apărut un cadru. Domnul Costoiu, ce faceți domnul Costoiu? Îi întreb pe invitații noștri telefoni. Unde sunteți domnul Costoiu? Ce faceați domnul Costoiu? Unde erați când... Unde erați acum? La DNA nu v-am văzut. Domnul Costoiu, da. Domnul Costoiu, interesant. E un dosar interesant de urmărit pentru că cred că și o miză mai dincolo de... Nu cred că Dinu Pescariu e miza în toată ecuația aceasta. Poate, nu cred eu că poate... s-au pus în mișcare instituțiile statului să-l prindă pe Dinu Pescariu. Pentru Dinu Pescariu. Să ia trofeele lui nu Dinu Pescariu. Nu cred că aici e problema. Nu cred că în Dinu Pescariu se proptez lucrurile. Probabil Dinu Pescariu cine l-a turnat? Păi nu se știe încă dacă... Dorin Cocoș. Dorin Cocoș, nu? A fost și el acolo. Pe partea asta de platou se știe. Au ajuns informațiile. Alte informații ajung la dumneavoastră după publicitate. Vă spun. Atunci când vom ajunge la subiectul serviciilor, ne vom distra mai mult decât de obicei. Sper să ne distrăm și cu un anumit telefon în direct și sper să luați notițe pentru că, de ce nu, fiecare cetățean are dreptul la ceva. La ce? După pauza de publicitate.
Da, bună, România, ne-am întors în direct aseară la una dintre emisiuni, cum erau strânși acolo mai mulți oameni, printre ei și fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici, băiatul acela frumos a apărut așa impecabil tot timpul. Dom'le, cum erau strânși așa în jurul unor subiecte, la un moment dat domnul Teodorovici face un gest similar gestului făcut aici de Robert Turcescu, își dă jos un ghiozdan din spate și povestește cum a primit așa din senin, i-a apărut o diplomă a facultății, a Academiei SRI. Dom'le, pur și simplu, dă nimic, cum stătea el așa, a venit acasă, haideți să vedem imaginile controversate, comentăm după aia. Amploarea acestei discuții este dată în primul rând și de domnul Teodorovici, care s-a nimerit cu această diplomă. Vi se poate întâmpla și dumneavoastră acasă oricând, aveți mare grijă, se poate întâmpla, dar este dată și de interlocutorul domnului Teodorovici, care era, domnule, ironia sorții, tocmai domnul Turcescu, el a văzut că vorbea ca și când era o persoană exterioară subiectului. Ca și când, domnule, la el nu s-a întâmplat niciodată o chestiune similară, ba chiar întreba dintr-o curiozitate așa și părea foarte interesat de subiect. Interesant, da. Părea așa, foarte emoționat chiar de moment. Nu s-a trezit într-o dimineață, sonerie la ușă, da, cine sunteți? Academia SRI? Avem o diplomă pentru dumneavoastră. N-a zis, domnule, că a primit prin... Domnule, era vorba de un grad militar, l-a primit fără să știe tot așa, fără să-l ceară, fără să... Se mai întâmplă. În aceeași situație. Dar să vorbim de domnul Teodorovici, pentru că mi se pare stupefiant. Domnul Teodorovici nu știa nici ce reprezintă diploma respectivă. A spus așa, de la Academia... Cu tare. Zic, să-i zic, da. Academia SRI. Am vrut să fac la universitatea aia de apărare, nu știu cum se numește, dar mergea toată prostimea, m-am dus că e mai elevat. Am primit o diplomă de cursuri post-universitare sau master sau Dumnezeu știe ce. Nici măcar nu știe ce a primit, de ce a primit și își amintește că ar fi primit-o acasă. Deci bună ziua, ori fi venit oamenii în uniformă să trăiți. Dar poate a pus-o în căsuța poștală, mă, poate deci, n-am... Ceavă, factură, da. Fac diplomă SRI. Emilia Șercan, ne auzim? Da, ne auzim. Bună seara, Emilia Șercan. Suntem sub influența acestui subiect și sub starea asta de mirare, că pare așa că se poate întâmpla oricui. Sau nu se poate întâmpla oricui? Păi, haideți să o luăm puțin sistematic. La Academia de Informație a SRI s-au întâmplat lucruri mai grave de atât. Mai grave decât să primești o diplomă la ușă, da, prin curier, fără să știi exact ce reprezintă? Da, este un lucru și mai grav de atât. Acolo a fost un profesor pe statele de funcții ale acelei instituții care nu a predat niciodată, nu a intrat la niciun curs în fața studenților, nici măcar 5 minute. Poate a intrat sub acoperire și nu l-au recunoscut? Este vorba despre Gabriel Oprea. Gabriel Oprea a fost profesor. Pe Gabriel Oprea recunoaștem. Îl recunoaștem dintr-o mie. Și l-auzi, domne, când vine, că omul vine cu alai, nu vine așa pur și simplu. Vezi că ai... Deci n-avea cum să treacă nevăzut. Alte mergători, coloană oficială. Se bloca toată circulația în zonă, da. Exact. Gabriel Oprea a fost profesor acolo începând cu anul 2007 și până în 2015, când am început să scriu despre faptul că a construit o rețea de plagiate în interiorul Academiei Naționale de Informații, fără să fi trecut măcar 5 minute, să fi avut vreodată un curs. Dom'le, a fost și prins cu țara, adică erau și multe lucruri de rezolvat în țara. Eu aici, să știți că sunt un pic mai rezervat. În trafic, da. Sigur nu era prins. În trafic. La cum circula Gabriel Oprea, în trafic, sigur nu era prins. Apoi sunt și alte lucruri, cel puțin la fel de grave, ca cel semnalat de domnul Fantine, cel care n-a fost semnalat că domnul Teodorovici s-a gândit să facă puțină lumină în privința modului în care s-a făcut școală și mai ales studii post-universitare la Academia SRI. Pentru că acolo știm plagiatele, rețelele de plagiatori. Sunt 10 plagiate sonore care s-au comis acolo. Emilia Șercan, dar plagiatul e un furt intelectual. E clar ce reprezintă. Se practică de către impostori. Omul a primit, atenție! Omul s-a primit-o de senin! E altceva. Deci nici măcar n-a făcut o infracțiune să o primească. Ceea ce nouă ne spune domnul Teodorovici este faptul că și Academia SRI a funcționat ca o fabrică de diplome, la fel ca, nu știu, celebra universitate privată din Alexandria, din Telorman, precum cea de la Reșița, Spiru Hareț și atâtea altele, Biotera și atâtea altele care au existat în țara asta. Și care despre care s-a scris de-a lungul timpului. Exact, da. Exact. Despre asta este vorba. Bun, dar fiind Academia Serviciului Român de Informații, nu o universitate particulară, fantomă de apartament care tipărește, o tipariță de diplome. Da. Nu chestiune care să vizeze, nu știu,
A, era să spun interesul național, dar iar ne întorceam la Gabriel Oprea. Nu știu, ceva de siguranță națională, domnule, că oamenii acolo sunt militari, sunt ofițeri ai Serviciului Român de Informații. Pot așa să te părească diplome fără acoperire? Eu mă bucur foarte tare pentru acest punct de vedere, așa, sau pentru această întrebare. Pentru că vreau să spun următorul lucru. Educația este inclusă în strategia națională privind siguranța și apărarea, da? Noi, eu una ca, nu știu, o persoană care m-am ocupat destul de mult de zona de educație și mai ales de această Academia SRI, m-aș aștepta ca ofițerii SRI să adune informații despre, nu știu, buticuri, tarabe de genul instituții, că nu le putem numi instituții de învățământ, nu? Instituții de învățământ care sunt aproape buticuri sau tarabe care vând astfel de, sau fine, dau astfel de diplome. Da, buticari academici. Da. Și ei ar trebui să adune informații și să facă astfel încât să limiteze la nivel civil răspândirea imposturii în mediul academic. Și când acolo, noi ce constatăm acum cu o foarte mare surprindere? Că ei, în interiorul lor, în academia lor, burdușită de ofițeri, de specialiști, Florian Coldea este profesor acolo, George Maier ținea cursuri și așa mai departe, acolo se dădeau diplome fără să treci pe la școală. Sau erau profesori care coordonau doctorate fără să fi ținut 5 minute un curs în viața lor. Nu știu, pare de genul ca și cum și-ar face teroriștii un sediu, o sucursală în interiorul Serviciului Român de Informații. Domnul biroul ăla ce? Nu știu, n-am intrat, o fi vreo de bara. Așa pare, să ai o rețea de acest gen. E o chestiune de o gravitate și mai grav este faptul că Ministerul Educației se face că nu aude, că nu vede și că nu... Dar știi ce se întâmplă? Dar a reacționat într-un fel Academia SRI-ului, atenție, va face o anchetă. Este, poate chiar o comisie parlamentară ar trebui în cazul ăsta. Lucrurile sunt ca și rezolvate. Și când domnul Florian Coldea a dat un concurs fără să îndeplinească criteriile de admitere, fără criteriile de participare la acel concurs, s-a făcut o comisie și ghiciți ce? De la data de 1 octombrie, domnul Florian Coldea este angajatul Serviciului Român de Informații în calitate de conferențiar universitar la Academia SRI. Da. Deci, anchetele pe care le face SRI-ul, da, bineînțeles că sunt toate lovite de secretul, nu știu, muncii de informații și noi nu o să putem afla niciodată ce s-a întâmplat de fapt acolo. Emilia Șerca, mulțumim tare mult, om trăit și om vedea. Problema este următoarea. Mie mi se pare că domnul Teodorovici vorbește de parcă nu e mare lucru. Ați văzut? Avea o stare de bine, avea o stare de bine interioară. De, dacă e mare. Oricum a zis domnul, că mulțumit că are această diplomă. Sunt mulțumit că am această diplomă. Nici măcar nu părea mulțumit. Părea așa că... Așa a spus. Nu sunt mulțumit că am această diplomă. Nici nu-l incomodează, nici nu... Hai să spun o poveste de demult. Pe care o știu de la un jurnalist. Sper că e ceva grav. Mă încerc. Luăm telefoanele sau le lăsăm pe masă? Lasă-le, domnule, pe masă, acum te mai ascunzi. Uite, îl avem pe Teodorovici ca să vedem cât de transfigurat era în timp ce și făcea dezvăluire. Așa, zi-mi povestirea. Un jurnalist specializat pe servicii secrete vechi și noi. Jurnalist în sensul bun al cuvântului. În cel mai bun sens al cuvântului, îmi povestea la un moment dat cum au devenit profesori universitari niște securiști bătrâni. De exemplu, pe vremea Ceaușescu erai trimis într-o misiune diplomatică de o anumită anvergură și trebuia să te legitimezi. Nu puteai să spui sunt plutonierul sau capitanul X. Dom'le, sunt doctor în economie, sunt doctor în științe X, Y, Z. Îți tipărea statul român ca acoperire o astfel de diplomă și o foloseai în misiunea ta externă. Dom'le, interes național, siguranță națională, toate lucrurile erau perfect valabile. Diploma era tipărită de statul român, atenție. E, după 89, când oamenii au fost scoși din sistem și au trebuit să se reorienteze, și-au dat seama că sunt doctor, domne. Eu am diplomă de la statul român. Cu bucurie și cu modestie, atenție, și cu modestie, da. Suntem niște doctori aici, aflați în această situație. Bine că suntem doctori. Da, om vedea, nu știu. Dar o fi valabilă diploma domnului Teodorovici? Domnul Teodorovici și-a închis telefonul. Nu mai e valabil deocamdată telefonul, domnul Teodorovici. Să-i dea serios un telefon. Da, toți oamenii sunt panicați, nu răspunde niciunul. Bă, să nu zic vreo prostie. Pe fețele lor se cunoaște această idee, care este practic, după care își gestionează. Bă, să nu zic vreo prostie, să râdă lumea de mine. Așa mi se pare. Dar de ce domnul Teodorovici, subit, poate săptămâna viitoare, poate chiar săptămâna asta, că e abia că nu are doar o diplomă, nu, ci că are și niște misiuni. Păi domnule, un pic, că avea și niște treabă acolo, nu doar o diplomă. Poate îi amintește cineva că a frecventat niște cursuri la distanță online.
E posibil și asta. Și că o să spună, da, domnule, n-am participat fizic, dar stați că am dat niște mail-uri. Între timp, România este blocată de un alt subiect, este un subiect omolog subiectului desfășurat în acest moment în America, subiect ce blochează America, într-un fel, cazul Weinstein, cazul de la Hollywood al hărțuitorului sexual devenit celebru. Domnule, avem și noi un pic de Hollywood aici la noi, domnule. Și cum ne uitam așa cu oarecare stângăcie spre ce se întâmplă în America, acum ne trezim că și în România avem și noi un Weinstein de ăsta. Este vorba despre domnul... Domnul Rimaru. Rimaru, dar nu știu, trebuie să-i zicem pe nume, hai să-i găsim numele. Îl cheamă Călin. A, mult mai bine așa. Domnul Călin. Domnul Călin. Hai să urmărim imaginile cu domnul Călin Ionescu. Călin Ionescu, care nu doar că este un fost artist, dar este și un membru important al unei agenții publicitare. Hai să vedem despre ce vorba și ne întoarcem. Ce, au revocat? Da, e retras din activitate. Spune-o, fi urmărit prima parte cu pensiile. Are și la pensie relevanță. În fața tinerelor pe care le aborda pe rețelele de socializare sau la diverse evenimente, Rimaru nu-și uita niciodată textul. Atunci când fetele nu îi răspundeau avansurilor, rapperul, devenit între timp șef într-o agenție de publicitate, devenea violent. M-a întrebat dacă n-aș vrea să ieșim la o cafea să-mi povestească mai multe despre creație. Nu i-am mai răspuns. La noaptea agențiilor m-a tras de o mână deoparte și m-a întrebat cum îmi permit să nu-i răspund pe Facebook, după care m-a scuipat în față de față cu toată lumea, cu toți prietenii și colegii, a povestit o tânără. Fata mai spune că a reclamat totul la departamentul de resurse umane al agenției de publicitate, însă cei de acolo au rugat-o insistent să păstreze tăcerea. Mi-era frică să nu mă urmărească pe stradă, așa cum mă avertizaseră mai multe persoane, a completat tânăra. Iar șirul mărturisirilor nu se oprește aici. Cântărețul ar fi fost cunoscut pentru felul în care își trata colegele. Jumătate dintre femeile pe care le cunosc și au treabă cu advertising-ul au avut treabă și cu el. De fiecare dată, Rimaru le aborda pe femei pe o rețea de socializare. Răspunsurile politicoase și refuzul nu mergeau cu omul. Îți scria zilnic într-una, apoi te întâlneai cu el la ceva eveniment și te lua și acolo. Printr-o astfel de situație a trecut și o fotografă cunoscută care povestește că a fost agresată fizic de Rimaru în urmă cu 2 ani. Am simțit că cineva mă strânge foarte puternic de ceafă, m-am întors și îl văd. Începe să vorbească și se potignesc cuvintele. E foarte beat. Mă întreabă repetat ce caut acolo. Ești pe teritoriul meu, de ce ai venit aici? Aici e teritoriul meu. Îi spun că e beat și îi spun să mă lase în pace și îmi varsă băutura lui în cap, apoi aruncă cu paharul de plastic în capul meu în timp ce mă îndepărtez. Cântărețul s-ar fi folosit de influența pe care o avea pentru a intimida tinerele la început de drum în carieră. Într-un interviu pentru IQ Ads, directorul agenției de publicitate unde lucrează Rimaru spune că acuzațiile vin ca o surpriză pentru el, cu toate că știa despre episodul când angajatul lui a scuipat-o pe tânără. Deocamdată, agenția nu a luat nicio măsură împotriva artistului. Da, e interesant pentru că în urmă cu câteva luni, când au fost protestele acelea în Piața Victoriei, la un moment dat s-au reunit agențiile împotriva unor greșeli de moralitate, mă rog, pe care le-au comis televiziunile de știri, punându-le la oaltă, ne decelând niciun fel între ele, am putea să ne gândim și noi acum, uite, domnule, ce se întâmplă în agențiile publicitare, am putea să ne referim și noi către clienții acestor agenții, uitați, domnule, cu cine lucrează dumneavoastră, sigur că nu putem să vorbim la oaltă. Subiectul este destul de tensionat pentru că sunt foarte multe femei care au început acum să vorbească despre acest subiect, să-și amintească. Între timp a început să vorbească și domnul Călin. Da, le-a trimis un drept la replică, domnul Călin Ionescu. Eu sunt pe Facebook acum, online, și citesc acest drept la replică, deontologie până la capăt. Haideți să vă spun ce zice domnul Călin Ionescu, zis Rimaru, în viața sa de artist. Pe această cale doresc să prezint familiei mele, prietenilor și fanilor mei, angajatorului meu, precum și tuturor persoanelor interesate, punctul meu de vedere față de acuzațiile de așa zisă hărțuire sexuală care mi-au fost aduse recent prin intermediul mass media. Dar trebuie să interpretez un pic. Păi nu știu pe ce ton. Mai pe hip-hop, mai grosul. Păi, dacă știam, cântam, nu făceam emisiuni. Cu surprindere am luat cunoștință despre faptul că anumite schimburi de mesaje private realizate cu aproximativ 2 ani în urmă au fost comunicate presei ca și justificare pentru presupusele fapte de hărțuire sexuală. Bă, da, ce fraze lungi. Sunt cunoscut încă din anii 2000 ca și artist de hip-hop, rap, opera mea adoptând un stil verbal direct și pe alocuri licențios. De altfel, acesta este genul muzical adoptat de mai mulți colegi de breazlă. Acest gen muzical mi-a definit cariera muzicală și în anumite privințe chiar și viața. Să trecem la subiect. Da, hai să vedem. Până profit de ocazie pentru a-mi expresa. Dăm omului șansa să-i spună ce nu știu. Țineți vorba un pic. Păi nu-i vorba mea. Telefonul avem pe fotografa despre care se vorbea în materialul de mai devreme. Bună seara, ne auzi, Andreea?
Bună, Radu. Bună. Bună seara. Citeam așa cu oarecare surprindere despre cum s-a dezvoltat acest subiect în media și, mă rog, a luat o oarecare amploare, s-a făcut și un hashtag, MeToo se numește, la care au aderat foarte multe dintre cele care au trecut prin așa ceva. Tu, în momentul când ai trecut prin așa ceva, ai avut o reținere în a povesti lucrurile acelea, bănuiesc, nu? Încă am. Încă am. Încă ai, pentru că e posibil ca el să se întoarcă împotriva ta să-și ceară probe, pentru că asta e o chestiune greu reglementară. Nu pentru asta. Pur și simplu pentru că când povestim lucruri de genul ăsta, ne este frică de repercusiune asupra persoanei noastre, da? Din partea persoanei respective sau altor persoane care vor vedea acest lucru ca un lucru care nu îți pare important. Care vor ataca, care vor găsi un motiv pentru care este și vina ta. Da, pentru că, până la urmă, e acest concept dezvoltat la noi, că, dom'le, e posibil să fi făcut și tu ceva, că nu poate omul din senin așa să-i sănăzare lui, dar... Și cumva avem acest obicei de a pactiza cu agresorul. Am văzut o grămadă de cazuri, cum a fost cel din Vaslui, mă rog, nu neapărat comentat, dar cu agresorii chiar. Acolo erau mai mulți. Da, există o intenție în a le găsi și lor un tip de argumentație, Andreea. Sau de a găsi o urmă de vină, de vinovăție și victime. Da, și de foarte multe ori sunt bărbați care încearcă să explice femeilor ce au făcut ele greșit, de la... Poate au zâmbit, poate de ce ai răspuns, dar de ce ai continuat să vorbești, dar cum erai îmbrăcată, dar de ce erai acolo, dar... Noi nu o să te întrebăm nici cum erai îmbrăcată, nici dacă ai zâmbit sau nu, că sunt chestiuni care te privesc nu, exclusiv. Dar astea sunt lucruri care sunt puse, asta vreau să da, spun. Da, depășite foca de piatră, le depășim și aceste subiecte. Vedere. Dar o să te întreb altceva. Citându-l pe Călin Ionescu Rimaru, spune felul următor și o chestiune interesantă. Contest cu tărie orice acuzație de hărțuire sexuală sau orice altă acuzație similară. De altfel, consider că nici persoanele care mă acuză nu au luat în serios pretinsul meu limbaj agresiv din urmă cu 2 ani. Mărturie în acest sens stă faptul că nu a acționat din punct de vedere legal împotriva mea. Deci, practic, Rimaru spune că niciuna dintre victime nu l-a luat în serios, deci n-a existat nicio hărțuire. L-ai luat în serios sau nu l-ai luat în serios? Eu am făcut plângere la agenție. Deci, la agenție. Deci da. E un gest prin care ai... Practic, deci ai acționat într-un fel sau altul. Bun. Mulțumim pentru... Vrei să transmiți ceva celor care au trecut până așa ceva? Vrei să dai un sfat plecând de la experiența ta? Mai avem un pic și luăm publicitate, Andreea. Eu momentan sunt impresionată de amploarea globală pe care a luat-o campania aceasta și mi se pare foarte interesant că ea cumva s-a schimbat, adică a început întâi legat fiind de agresiunea sexuală, dar cred că acum putem să mergem și către agresiunea verbală și emoțională. Asta vom face și noi. Mulțumim pentru intervenție. Mergem în schimb către publicitate. Câteva momente, revenim apoi. Mulțumim, Andreea.